dragii mei, ce titlu avem acum? Memoria apei, nu-i așa? Da, continuăm cu Memoria apei. De altfel, e o emisiune întreagă dedicată Memoriei apei. Am descoperit că domnul are și o nouă pagină de internet. O să vedeți că are și comentarii pe pagina lui referitoare la această emisiune. Dar... Să vedeți ce frumos o spune domnul Roxy. Nu știu, el e scriitor, de câte am înțeles, dar o spune normal că dacă e scriitor, o spui frumos. Apa are cea mai mare capacitate de a absorbi informația din jur. Apa are memorie. Atât de frumos o spune încât, sedus fiind de frumusețea exprimării, de frumusețea cuvintelor, aproape că nu-ți poți stăpâni o lacrimă. De nostalgie, de tristețe, de furie. Ce ușor pot fi spuse aberațiile, ce ușor pot fi spuse lucrurile care sună așa frumos din coadă. Dau din coadă așa frumos. Dar haideți să-l ascultăm pe stimatul nostru domn. Apei. Deci se pare că apa, dacă nu este cel mai, dar să fie cel mai, substanța cu cea mai capacitate de a absorbi informația din jur. Sau în orice caz, printre substanțele cu cea mai capacitate de acest fel. Și aici vreau să fac, să anticipez puțin pentru spectator, pentru că în condițiile în care noi avem o astfel de cantitate de apă în corp de peste 60%, dar chiar 70%, și faptul că această substanță are capacitatea de a prelua informație care poate să vină de la câmpuri electromagnetice, de la interacțiunea cu obiecte pur și simplu, de la emoții, de la gânduri, de la diverse alte lucruri, este foarte important să ne gestionăm propriile emoții și gânduri, pentru că vom impregna atât apa din interiorul nostru cu acestea, cât și apa prezentă în mediul apropiat, în alte persoane și așa mai departe. Așa cum se va vedea din foarte multe experimente excepționale făcute de oameni de știință, despre care vom vorbi, de o importanță și de o spectaculozitate care ne uimesc. Adică, practic, noile cercetări în această direcție nu că răstoarnă, că e mult spus, dar pun lucrurile dintr-o perspectivă cu totul nouă, revoluționară, în care apa banală, care până acum era prezentată și la Facultatea de Medicină, ca un simplu agregat, care... acum e prezentată, da? La fel. Deci, la nivel oficial, încă nu există o deschidere foarte mare pentru a asimila noile descoperiri, care până la urmă sunt descoperiri confirmate științific. Da, tocmai făceam schimb de merg cu prietena noastră, Loredana. Nu-i așa că o spune frumos prietenul nostru cum că apare capacitatea? Loredana, nu, să vă spun că un mic secret, Loredana nu aude, ea doar vede, că n-avem, va trebui să găsim o soluție și pentru a asculta încă o dată filmulețele astea, pentru că sunt de o profunzime greu de egalat, adică Shakespeare, ăștia lații. Sunt mici copii. Dar cum are capacitatea apa asta? Avem multă apă în corp, spunea el, și faptul că apa are capacitatea de a absorbi informații de la emoții, de la gânduri, asta înseamnă că trebuie să ne stăpânești. Loredana, stăpânește-ți emoțiile și gândurile, pentru că ele vor influența atât apa din noi, cât și apa din jurul nostru. Vă dați seama, măi, copii, mă. Nu prea sunteți atenți la chestia asta cu apa. Aproape că vorbeam de lacrima de mai devreme, nu? De lacrima. Nu vă cuprinde oarecare tristețe faptul că neglijați apa și nu sunteți atenți la faptul că Loredana e 70% apă. Uite, a ridicat un pahar gol fără apă, domnule. Asta, câte emoție frumoasă a putut să acumulezi, mă rog, emoții. A acumulat paharul ăla și ea l-a bun neglijent, așa. Și ce îmi place la oamenii ăștia? Totdeauna apelează la știință. Îi vorbesc de oameni de știință. Oameni de știință,
care au făcut experimente extraordinare. Noile cercetări din domeniu pun lucrurile într-o perspectivă nouă și de-a dreptul revoluționar. Ce cercetări în domeniul fraților? Da, știu. Pentru că și în emisiunea asta și cu alte ocazii, stimatul domn face referire la faimosul Masaru Emoto, nu e așa? Care îi spui, în emisiunea asta vorbea de o sticluță de apă în care s-a pus o etichetă pe care scria Hitler. Păi știți ce curăt a cristalizat apa aia? Cumplit. Nu e așa? Numai numele, ce reverberații, cuvintele, cum informația din cuvânt cu apa interacționează. Nici nu contează că Masaru Emoto n-a publicat nicăieri năzbâtele sale, pentru că chiar sunt năzbâtii evidente. Doar, mă rog, așa numitele reviste că apar, să știți, aveți o năzbâtie de publicat? Bă, da, niște link-uri. Vă costă 150-200 de dolari să fie publicat și aveți publicat într-o revistă științifică care se declară peer review, eventual vi se oferă și un minde, un indice din acela cât de impact, indicele de impact vi se oferă unul care o să vă satisfacă, nu e nicio problemă. Dacă ați ști câți oameni cunosc care folosesc publicarea în asemenea revistă drept argument pentru propriile lor năzbâti. Până acum, banală apa, da. Și doamna, mi-a plăcut cum a intervenit, că și cu o părere de rău, că la Facultatea de Medicină apa în continuare este banală. Tot așa, după sistemul ăla vechi cu apa, cu H2O, cu chestii de-astea. Da. Dar noile descoperiri privitoare la gândul care sunt confirmate științific, ne spune domnul. Spuneți-mi și mie, năzbâtirile sunt atât de mari încât eu de fiecare dată îmi doresc, dar îmi doresc cu tot din adinsul, să demontez, să am ceva de demontat. Ce să demontez aici? E o sumă de nonsensuri enunțate. Frumos, așa, oarecare morg, cu oarecare... Ce să demontez aici? N-avem nimic de demontat. Ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună.